Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Se înmulțesc opiniile potrivit cărora unele gesturi ale membrilor sau simpatizanților AUR ar semăna cu anumite manifestări legionare. E o exagerare a progresiștilor care văd extremiști peste tot sau o parte a mediului politic și social se radicalizează împotriva sistemului. Se reface lanțul de iubire. George Simion spune Doamne ajută și îi face o surprinzătoare declarație de dragoste Dianei Șoșoacă pe care o vrea înapoi în AUR. Cum va reacționa furtunoasa colegă din Parlament? Va merge pe cont propriu sau va strânge rândurile naționaliștilor? Comentăm în direct. Război Marcel Ciolacu Sorin Constantinescu pe tema industriei jocurilor de noroc. Premierul solicită intervenția autorităților cărora le cere să verifice tentativele de șantaj ale celebrului antreprenor, în timp ce acesta se gândește să îl dea în judecată pe primul ministru. Ce îi reproșează în mod special acestuia? Aflați imediat! Incendiu misterios în clădirea cu secrete a poliției. Mai mult de jumătate dintre probele cheie au fost distruse. Cine are interesul ca dovezile să dispară? Unde erau cei care aveau datoria să păzească corpurile delicte? Vorbim de o mână criminală sau de o întâmplare nefericită? Dezbatem subiectul imediat. Filmele SF devin realitate. Mai devreme decât vă așteptați, veți avea colegi de muncă, roboți. Cum vor arăta și cu ce se vor ocupa, vă spunem în această seară la Mădălin Ionescu Show. Șoc, șoc, șoc! Revoluție în catolicism! Papa Francis sugerează că ar putea binecuvânta uniunile între persoanele de același sex. Mai mult, suveranul pontif intenționează să producă transformări surprinzătoare în rândul clerului. Rămâneți cu noi pentru a afla noutățile care schimbă la față biserica. Nu trece săptămână fără ca miliardarul Elon Musk să nu ia peste picior pe cineva. De această dată, ținta atacurilor sale este chiar președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Cum îl ironizează pe acesta, aflați în scurt timp. Doamnelor și domnilor, bună seara! Ediția de marți cu un trio de forță, Mirel Curea, Marius Ghilezan, Robert Turcescu, care tocmai și-a încheiat emisiunea. Bună seara! Avem și o legătură, o intervenție prin Skype, încă de la debut, domnul Sorin Constantinescu, tăticul industriei jocurilor de noroc din România. Bună seara! Sau bunicul, cum a zis Ora Munteanu. Bună seara, bună seara. Ora Munteanu a zis bunicul. Bunicul. Eu am zis tăticul. E mai ok, hai că n-ai chiar vârsta asta. Putem să mergem așa pe linia războiului dintre Marcel Ciolacu și Sorin Constantinescu. Înțeleg că e un război. Citesc doar ce a zis domnul Ciolacu. Este unul Sorin, una Odeta. Cum Odeta? Tot Odeta. Unul Sorin, una Odeta, tot ne caută prin interpuși și nu știu cum să ajungă la noi. Să nu cumva să facem ordine și serverele acestor jocuri de noroc să fie în instituția jocurile de noroc și nu în alte țări sau în offshore-uri. S-a dus perioada schimbării sistemului fiscal în Parlament după anumite interese. Și după aia a revenit și a făcut referire la tine, susținând că ar fi șantajați mai mulți demnitari ai statului român. Am văzut și reacții și atacurile la mine și la Fredi, deputatul Alfred Simonis. Vor mai fi în continuare, cum sunt și la Sorin Grindeanu. Dar să știți că ei nu se opresc aici. Să-ți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. De aceea eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj și a cerut nu știu ce intervenție. Cum ți se pare faptul că te-a menționat într-o așa zisă tentativă de șantaj? Mădălin, mi-aduc aminte de Liviu Dragnea, înainte de a-i fugi preșul de sub picioare, că zicea că îl urmăresc 4 indivizi pe la Hilton, care fac așa cu mâna că iau gâtul. Aceeași chestie și cu Ciolacu. Inventează dușmani imaginari ca să distragă atenția de la ce se întâmplă. Deci el n-are prieteni imaginari. N-are prieteni imaginari, are dușmani imaginari. Dați un pic mai tare, dați-l mai tare pe domnul Constantinescu și să-l văd și în platou, în video. Ok. Deci are dușmani imaginari. Da, eu am spus, am fost ieri la 6 posturi de televiziune și l-a rugat pe domnul Ciolacu, în cazul în care l-am șantajat, să arate o dovadă, un telefon, o înregistrare, un mesaj, un interpus care s-a dus sau orice dovadă. Sau dacă nu, să-mi pronunțe numele tot, că dânsul se ferește să spună Sorin Constantinescu, spune doar unul Sorin, ca să pot să îl dau în judecată, că dacă spune doar Sorin, nu pot să-l dau în judecată. Știi? Trebuie să spună Sorin Constantinescu. Îl rog să spună Sorin Constantinescu, ca să pot să merg și eu mai departe, să chem avocații și să le dau un comision gras de succes. Am înțeles. Bun. Deci nu există. N-ai sunat pe nimeni, n-ai căutat pe nimeni, nu l-ai abordat pe Alfred Simonis. Mădălin, am fost la tine în emisiune. Eu de 3 ani de zile fac educație. Am fost și la conferința aia unde a fost și Robert la Aur, la școala de vară, ca să învăț copiii ce pericol au jocurile de noroc și drogurile. Am fost și prin țară, și la licee, și la asta, ca să le explic pericolul jocurilor de noroc, pentru că sunt un om care a stat în industrie mai mult de 20 de ani. Deci o să exact invers, adică previn oamenii de nocivitatea jocurilor de noroc. Dar din cauza că sunt un nume foarte cunoscut, sunt cel mai cunoscut nume din industrie, ca să poți să pui toată mass media de 3 zile să nu mai scrie nimic, de Crevedia, de 2 mai, de Baronul de la Vaslui, îl bagi pe Sorin, care are 1 milion de urmăritori pe rețelele de socializare. Foarte simplu. Adică a avut un consilier foarte deștept care a făcut chestia asta. Ok. Am înțeles care ar fi dedesubtul. Însă mi se pare totuși o chestie stranie. Marcel Ciolacu, care în acest moment, potrivit unor analiști, s-a sinucis puțin politic, sau începe să piardă foarte mult, să deconteze. Încă nu au intrat în vigoare. Da, și Dragnea. Are soarta lui Dragnea. Așa? Deci merge pe urmele lui Dragnea. Spune Sorin Constantinescu, dușmani imaginari. Nu merge pe urmele lui Dragnea, merge pe urmele lui Băsescu. Sau lui Băsescu, mă rog. Mai rău. A început cu aia, s-a terminat cu șmecheria. Iar a început emisiunea așa, trebuia să ducă vorba de mi-a fost dor de tine. Mi-a fost dor de tine. A luat-o pe urmele lui Băsescu. Și cu chestia asta, că îl amenință lumea. Bun, acum, domnule, șantajul și amenințarea sunt niște infracțiuni care au niște elemente constitutive. Da, domnul Constantin, au niște elemente constitutive foarte clare, domnule. Să fie o amenințare, domnule, trebuie să se probeze temerea. Ce temere i-a provocat? Nu știu, poate l-a sunat un tâmpit și a zis, ca să-i facă un rău domnului Constantinescu, băi, sună în numele lui Sorin Constantinescu. Da. Pe de o parte. Dom'le, pe de altă parte... Odeta, doamna Odeta neagă și ea. Păstrând niște proporții, nu mă pot compara cu domnul Constantinescu, eu sunt familiarizat cu lumea asta, jocul de noroc. Am început cu barbutul în clasa 5. Cu poker, cu toate alea, toate alea. Mulțumesc lui Dumnezeu, fac parte din categoria care nu a dezvoltat adicții. Eu fiind și oltean, mănângips, atent la chestii dintre astea. Acum, și ce vor ăștia să facă cu jocurile astea de noroc? Dom'le, nu vor rău. Dom'le, mai departe, mai pe vapoare, mai pe... Haideți să vă explic un pic, ca să înțelegeți dedesubturile. Deci, legea asta este total neaplicabilă. La un moment dat îi spun în lege că trebuie să fie o singură sală de jocuri la 20.000 de locuitori. După aia spun în lege că jocurile trebuie să fie în afara orașelor. Păi hotărâți-vă, oameni buni, ori sunt în afara orașelor, ori o singură sală la 20.000 de locuitori. După aia spun în motivație că vor să scoată jocurile, să retragă jocurile din sate, din orașe mici, unde populația nu este educată și există pericolul de dependență. După aia zic, scoatem jocurile din afara orașelor mari la periferie. Cine la periferie? Săracii. Adică sunt niște controverse incredibile. În plus de asta, eu zic că legea e făcută ca să aducă bani, mai mulți bani la bugetul de stat. O să piardă cel puțin 1 miliard din chestia asta, pentru că sunt niște condiții acolo așa de restrictive și puse cu dedicație pentru anumite firme, ca să rămână doar câțiva șmecheri pe piață care probabil cotizează la PSD. Și vă dau exemplu concret. Deci nu afirmația asta nu e ok. Dar nu știu. Deci vă zice că la amenințați dumneavoastră, ziceți că ea își pagă. Deci, în hotărârea de guvern 77, ok, 77, în 2015... Aici ca pe care critică Dragomir. Vă spun concret. Deci, ca să înțelegeți exemplul meu. Deci, în OUG 77 din 2015 spune că statul trebuie să ia niște garanții de la organizatorilor de jocuri de noroc, în caz că nu-și plătesc taxele, să poată să le execute garanția. Garanția aia ar trebui să fie echivalentul cam cât ar avea ei de plată în cele 3 luni de zile, pentru că ei, dacă nu plătesc taxele din 3 în 3 luni și întârzie o singură lună, că de-aia sunt așa de buni cotizați la bugetul de stat, că li se revocă licența pe 5 ani de zile. Deci nu mai au voie licență. Deci garanția respectivă ar trebui să acopere cam cât ar da un organizator în 3 luni. Au pus garanții de 5 milioane de euro, deși în area 3 luni ar putea pierde maxim 300.000. Înseamnă că 70-80% din firmele astea vor dispărea și vor rămâne numai șmecherii care își permit să plătească 5 milioane de euro să-i pună deoparte ca și garanție. Deși asta nu se face la bugetul de stat, că se face într-un escrow account. Deci estimezi că vor pierde 1 miliard de euro la bugetul de stat? Da, dacă legea... Pentru că vor dispărea 70% din firme, Mădălin. Acum se ia la bugetul de stat 1,6 miliarde de jocuri de noroc, ok? Din măsurile fiscale care le-au făcut ei pentru întreprinderile mici și mijlocii, micro-întreprinderi și așa mai departe, ei estimează un venit de 1,3 miliarde. Deci pierd de la jocuri 1 miliard și ceva și iau de la aia amărâți 1,3 miliarde. N-are nicio logică, se bat cap în cap toate nebunile astea. Este un punct de vedere. Robert Turcescu, Marius Ghilezan, după ce... Dom'le... Unul la mână că domnul Constantinescu spune că Marcel Ciolacu are dușmani imaginari. Dacă avea prieteni imaginari, era chiar mai rău. Suspectă graba domnului Ciolacu de a rezolva, cu ghilimele de rigoare, un astfel de dosar, dosarul jocurilor de noroc. Aici avem de-a face cu un dosar. România a fost împânzită de toate aceste, de febra jocurilor de noroc. Dar unde te uiți în momentul ăsta, nu vezi decât săl de... jocuri de noroc, reclame mari, pline de copii. Deci e un fenomen, repet, e un dosar. Adică avem de face. Chiar că legea actuală, de exemplu, zice că semnalizarea unor astfel de săli de jocuri de noroc trebuie să fie făcută discret. E în lege. Dacă te uiți peste tot, vezi vitrine imense, meșuri, da? Unde te uiți, îl vezi pe ăla, cum îl cheamă, Serghei Mizil, care zice, dă-mă o gheară. Toți fotbaliștii generației de aur la această oră sunt purtători de standard ai jocurilor de noroc. Deci avem un dosar, da, în chestiunea asta. Da. Când ai un dosar, când ai o speță, când ani de zile ai lăsat domeniul ăsta să se dezvolte, el s-a dezvoltat. Haotic, încălcând pe aici, pe acolo, în locurile esențiale, cum ar zice Nenea Iancu, legea, dar ai lăsat s-a dezvoltat, n-a zis nimeni absolut nimic, înseamnă că deja e o problemă, o situație pe care însă nu o rezolvi momentul ăsta spunând, gata mă, dau cu parul, îi arunc pe ăștia la periferie și așa mai departe. Pentru că, ce să vezi, și asta vă spun în calitate de fost deputat, membru al Comisiei de Învățământ, secretar al Comisiei de Învățământ, 4 ani de zile. Îți dai seama, eu mă prezint ca barbugie, ca deputat. Erau momente în comisie în care veneau reprezentanții de la Jocurile de Noroc, au fost o grămadă de chestii, aveau nevoie și de un aviz de la noi și atunci îți dai seama că o bună parte din încasări, da, mergeau și către domenii, către cultură, către există niște sume care vin la bugetul de stat colectate din amploarea acestui fenomen, de care statul s-a bucurat ani de zile, din care bugetul de stat s-a îndestulat ani de zile, din care Ministerul Culturii, spre exemplu, a făcut și niște proiecte ani de zile. Când vii acum și spui, retezăm acest domeniu, ce spunea Sorin Constantinescu mai devreme, e adevărat, lași statul fără niște bani. Tu îl lași, Marcel Ciolacu, care tocmai ce ne-ai spus în urmă cu câteva săptămâni, că ai o problemă în legătură cu fondurile de la buget, da? Că ai nevoie de acești bani. Bun. Suspectă este, cum spuneam odată, graba, fără un soi de răzbunare de dorința domnului Ciolacu de a da cu parul, pentru ca după aceea să-i vadă pe cei din industria jocurilor de noroc venind în genunchi și spunând, nea Marcele, nu mai facem să Constantinescu... moară mama, dă-ne înapoi ce am avut. Domnul Constantinescu a mers mai departe, a plusat și a zis că se gândește la campania electorală și la banii pe care cineva i-ar putea colecta. Robert, este un flagel. Eu nu vorbesc acum de cazinourile alea de lux, unde se duc niște băieți știuți, la costum, la aia, vorbesc de păcălele, vorbim de astea. Eu vorbesc de lucrurile astea, unde se duc niște copii și unde, în afară de păcănele, să mai practică și prafuri, și fete, și... Adică au ajuns, cum să zic, locuri unde se întâmplă nenorociri. Acum, sigur, că și domnul Constantinescu poate să-mi spună, băi, Curea, mă, să-și mai țină părinții noaptea copiii acasă. Și îi dau dreptate. Îi dau dreptate 100%. Dacă îmi permiteți, de acum 3 ani de zile am propus guvernului oficial și găsiți pe Google propunerile mele să scoată absolut toate jocurile din spații care nu sunt destinate jocurile de noroc. Adică sunt o grămadă de cârcium la țară sau parter de bloc, unde părinții au mentalitatea de a trimite copiii după țigări și după bere și merg copiii de 10 ani și bagă bani acolo pentru că pe barman nu-l interesează. Deci nicio țară europeană nu are jocuri în afara sălilor dedicate special de jocuri de noroc. Din 80.000 de păcănele câte are România acum, dacă ar fi făcut chestia asta cu 2-3 ani că le-am propus eu, dar abia acum au pus un proiect de ordonanță, ar fi dispărut 20-30.000 de jocuri în săle cu cel mai mare risc de a juca minorii sau au jucat dependenții de jocuri. Acum au pus în ordonanța asta, dar au mai pus și alte chestii care, v-am zis, sunt total neconstructive și nu o să aducă niciun ban în plus la bugetul de stat. Ce mă îngrijorează cel mai mult, garanțiile astea care nu se fac venit la buget, sunt în escrow account și le-au pus așa de mari încât din 350 de filme o să rămână 30 pe piață și restul dispar. Okay. Adică ăia 30 de filme o să acopere locurile libere lăsate de ceilalți săraci de pe piață și o să fie tot la fel de multe păcănele, fără să fie impactul social. Domnul Constantinescu l-a acuzat, am văzut în presă. Dacă îmi dai voie numai 10 secunde. Foarte puțin mă interesează să ajungă bani la buget de la jocurile de noroc. Îi mai avem pe partea altă și pe useriștii aia care vor să legalizeze fel de fel de praful și de tras pe nas și de zi, exact. Foarte puțin mă interesează. Știți care e problema, domnul Goia? Știți care e problema? Au apărut câteva sute, vă arăt acum, dacă vreți să primesc zeci de mesaje că au furat bazii de date sau au cumpărat sute de site-uri online la negru, pentru că ONJN-ul nu mai are președinte de un an de zile, nu mai există conducere la ONJN, pentru că a fost postul UDMR-ului și ăștia, când au ieșit din coaliție, s-a bătut PNL-ul cu PSD-ul și n-a reușit niciun să impună să-și pună șef. Din cauza că ONJN-ul nu mai are șef de un an și ceva de zile, piața neagră a explodat. Sunt sute de site-uri la negru online care permit minorilor, orice copil de 10 ani din România are un telefon. Acum vă demonstrez în direct că pot să intru pe un site ăsta să-mi fac cont fără să-mi ceară nimeni buletinul, să mă întrebe câți ani am, să fac nimica. Adică nu e o soluție să le interzic sau ceva, pentru că vor juca la negru de pe telefoane. Trebuie reglementate și controlate. Asta este soluția. Eu fac consultanțe pentru Loteria din Republica Moldova. Merg o dată pe lună la Chișinău, le-am dublat cifra de afaceri într-un an de zile. Acum un an s-a votat în Parlamentul Moldovei interzicerea oricăror feluri de reclame la jocuri de noroc. Acum sunt 30 de firme rusești la negru care fac milioane de dolari pe lună, pentru că toată lumea joacă pe site-urile online că s-a interzis reclama. Deci trebuie gândit un pic, nu trebuie zis, domnule, le interzicem, nu mai joacă. Joacă barbut, au prins acum niște copii de la Pâlcea jucând barbut pe stradă, joacă poker până tripouri, joacă tot felul de jocuri. Trebuie reglementate și controlate. Nu e o soluție interzicere. Nici o țară europeană nu are jocurile de noroc interzise. Ați mers foarte departe și l-ați atacat pe domnul Ciolacu spunând că încearcă niște șantaje ca să sperie foarte tare oamenii din industrie pentru a sponsoriza probabil un pic campania electorală. Păi încerc să mă gândesc, Mădălin, de ce a trebuit să mintă, să spună că eu l-am șantajat sau că eu am încercat să intru pe interpuși. Adică în momentul când cineva face presiunea asupra ta, îți faci în cap tot felul de scenarii. Bă, dar ce are omul ăsta cu mine? Că nu i-am făcut nimic, n-am zis nimic, n-am... Înțelegi? Adică îți faci niște scenarii. Bun. Nu ai nici tu probe. Cineva care pune presiune pe tine, doar presupuneri și forțări de nuanțe. Ok, dacă n-ai dat niciun telefon, n-ai sunat niciun cunoscut care să se ducă la el să-i propună ceva... Sunați, la noi în România se întâmplă. Sună... N-am sunat, pentru că dacă sunam eu sunt un om sincer, de-aia am și 1 milion de oameni pe rețele sociale, pentru că vorbesc cinstit și sincer și nu mi-e frică de nimic. Dacă aș fi sunat, aș fi recunoscut în prima secundă când m-ar fi întrebat. Pentru că știai că sunt probe. Dacă ai fi sunat corect, așa este. Domnul Ghilezan. Scuze-mă, Marius, te-am întrerupt. Eu nu sunt deloc preocupat de acest subiect, chiar sunt nervos de existența acestor păcănele, pentru că zilierii care i-am la muncă, la mine la fermă, bagă la păcănele și tot timpul n-au bani. Ei n-au bani de țigări, n-au bani de o șosetă, n-au bani, tu ești la televizor, tu trebuie să ne dai, eu plătesc mai mult pentru că ei merg și bagă la păcănele. 2. Cunosc foarte multe cazuri în care există dependență de jocuri, părinții sunt disperați și adicția nu este legiferată în România. Adică persoanele narcotizate de aceste jocuri ar trebui să aibă un sistem de protecție din partea statului. Pentru că cunosc eu un puști și lucrează într-un loc foarte bun. El nu mai are din salariu a doua zi, treia zi. Și ziceți, e ca un drog. Nu mai pot. Dacă îmi permiteți, în 2015, când am schimbat legislația, am pus în lege că fiecare organizator de jocuri de noroc trebuie să cotizeze o anumită sumă pentru prevenirea adicției de jocuri de noroc, pentru programe sociale, pentru ONG-uri care să meargă prin școli să explice pericolul jocuri de noroc. Din 2015 până acum s-au adunat peste 8 milioane de euro în fondul ăsta, în contul ONJN-ului. Nu s-au atins de niciun leu, în afară de a angaja 10 oameni care se ia salarii din fondul ăla să-l administreze. Nu s-au atins de niciun leu. Și ei zic la televizor că le pasă de oameni, că le pasă de dependenți, că le pasă de copii, dar au 8 milioane la dispoziție, nu s-au atins de nici. Vreau să vă întreb, dacă firma Superbet a lui Sașa Dragici a fost preluată în 2015 de către SRI. N-am auzit informația asta. O să caut la Registrul Comerțului să văd. Da, acum e super asta... Betul este cea care, firma care l-a angajat pe fratele Ursulei von der Leyen. Adică era cercetată penală în 2014, atunci am eu informația că s-ar fi făcut mișcule. Nu putem spune chiar orice întrebare. Aveți indicii serioase în sensul ăsta? Mă, acum chestia asta că patronii de păcănele să cotizeze la lupta împotriva adicției este ca și cum le-ai pune pe prostituatele cu SIDA să cotizeze la... Nu, invenția noastră este din Anglia. Taxa de biciu. Taxa de biciu care trebuie recunoscută undeva, într-un cont. Când l-am întrebat pe ministrul sănătății unde sunt banii... Îl vezi, da? Atât vreau să mai întreb pe domnul Constantinescu. Îl vei da în judecată pe domnul Ciolacu? Dacă îmi pronunță numele Sorin Constantinescu, da, imediat, în secunda 2, pentru că sunt total nevinovat, nu l-am șantajat, nu am vrut să intervin, eu ți-am spus, eu fac prevenție pentru adicție și pentru asta merg prin școli, pentru licee, fac conferințe pe banii mei și pe timpul meu, deși statul român are 8 milioane pentru... Numai puțin, te întreabă Robert ceva. Ai încercat vreo clipă să ajungi să dialoghezi cu Marcel Ciolacu despre acest proiect? Nu, pentru că nu aveam nevoie, Robert, pentru că eu, din contră, eu previn oamenii că jocurile de noroc sunt periculoase. Deci ce să fac cu Ciolacu? Că eu dacă închide Ciolacu jocul, eu mă bucur că nu mai joacă copiii la jocuri. Adică eu sunt apăra aia la altă de vreo câțiva ani de zile. Bun, am înțeles. Vom vedea ce va ieși în toată povestea asta. Mulțumesc foarte mult, Sorin Constantinescu, pentru prezență în emisiune. Ne revedem cu alte ocazii și pentru pe alte teme. Hai să trecem repede la inflamarea unora din presă legată de creșterea extremismului în România. Eu am mai avut niște discuții pe tema asta. Mi se pare o tentativă de a ne alinia și noi la niște povești care se întâmplă afară. Acum se fac niște paralelisme. Cine zice că suntem extremiști? Care se ia? Păi nu, sunt, uite, de exemplu, se fac niște asocieri între AUR și mișcarea legionară. Am văzut mai multe articole astăzi în presă pe tema asta. Pornind de la diferite gesturi, ce s-a întâmplat la SNSP cu niște... astea, zi-mă, cum sunt astea, mă, manifeste, da. Manifeste, pe care le-au împărțit acolo. Flyere pe care le-au băgat unii în SNSP, apoi gestul lui Simion de a-l brusca pe unul care îl filma cu telefonul, nu știu ce, habar n-am, deci nu mi se pare așa, nimic relevant. Ăsta nu e un gest fascist. Domnule, eu l-am avut într-un podcast pe care l-am făcut împreună cu Dan Andronic pe, cum îl cheamă, Georgescu, Călin Georgescu. Călin Georgescu. Domnule, m-a lăsat mut. Deci a făcut nu apologia mișcării legionare, apologia deșanțată a mișcării legionare. Dom'le, a rămas mut. Dan, profesor de istorie, era și mai mult decât mine și a venit cu niște contraargumente. Interesant, nu de ordin că o fi bine, o fi rău. De ordin istoric. Asasinatele, aia. Asta vreau să pun întrebarea. Mi se pare o chestie un pic în stil românesc, în care bagatelizăm orice situație de genul ăsta. Ca să fii extremist, trebuie să faci niște gesturi destul de spectaculoase. N-am văzut până acum niciun atentat. Nici măcar deci, eticheta asta de tip flashnetă, lozincă impusă de corectitudinea politică, extremist este tot ce e incorect politic. Să nu uităm că Giorgia Meloni, care astăzi este juicy pentru Bruxelles, era în 2019 nazistă pentru corectitudine. Stai bre, că era acum câteva luni de zile la fel de nazistă, dar noaptea câștigării alegerilor. Da. O extremistă, o nazistă a câștigat alegerile în Italia. Eu dau banii degeaba pe The Telegraph și pe Washington Post și pe alea, ziariștii de modă nouă, corect politic, extremismul cu tare. Eu am învățat în școala americană de presă că nu pui atribute. Nu spun ticălosul de prezentator, nu spun nici dragul de prezentator, spun domnul Mădălin, nu? Aceea asta. Deci e plin. Dacă dai în semiologie, am învățat de teoria cu sosiuri, dacă mai ții minte, cu semnificant și cu semnificat și dăm acolo extremismul în discursurile corecte politic, vezi că sunt niște vorba constante. Lui Mirel Curea, vorba lui Dan Andronic. Am făcut și eu istoria. Mi-a fost coleg, era cu un an mai mic decât mine. Codreanu s-a lansat în timpul procesului ăla... Te duci prea departe, Manciu. Iartă-mă. Prefectul Manciu. L-am pușcat pe ăla. L-am pușcat pe Manciu, da. În momentul de față își permit să jongleze cu astfel de etichete. Extremist, naționalist, tot soiul de chestii care sună teribil, să zicem așa, pentru că se adresează, da, chiar și ziariștii care fac asta din tâncăloșie, unui public care n-a deschis o carte de istorie. Iartă-mă. Deci tu chiar crezi că tefeliștii, da, iartă-mă, încep să mă enervez în momentul ăsta, ăștia de care au ieșit în ultimii ani la proteste, au fost, știu cine, care a fost chestia cu Manciu, știu ceva despre proces, știu ceva despre felul în care s-a încheiat procesul. Despre cei care l-au asasinat pe premierul Duca. Știu ceva despre Corneliu Zelea Codreanu, au citit vreo carte în chestiunea respectivă. Deci, oameni buni, hai să fim serioși. Da? Știu ceva despre mișcarea legionară. Domnul, citești la un moment dat, vezi despre ce e vorba. Are și mai multe etape, să ne înțelegem. Corect. Nu e o mișcare legionară de la cap la coadă. Da? E pe niște etape în istoria României. Și sigur că unii care au prins anumite etape de mișcarea legionară și mai sunt chiar și în viață la ora actuală, da? Sau au fost simpatizanțe unor anumite etape și la ora asta poate încă își mai aduc aminte cu un soi de nostalgie și cu simpatie despre mișcare. Alții care au prins o altă etapă a mișcării legionare, da? Sunt evident extrem de vehemenți împotriva mișcării legionare. Din punctul ăsta de vedere, cu cine să vorbești despre mișcarea legionară? Cu cine, cui să explici ce înseamnă? Este aur, un fel de wannabe. Dom'le, am fost la școala de vară a Aur, invitat de conducerea partidului să vorbesc unor tineri, da, într-un anfiteatru plin, unde erau chiar oameni tineri. Eu am mai fost la alte școli de vară, invitat și de PNL și de... Am fost la școala de aur a Partidului Mișcare Populară, evident, că era membru la... Dom'le, erau unii aduși și cu arcanul pe acolo sau care veneau la... Aici m-am întâlnit, au făcut o selecție foarte interesantă la un moment dat. În pofida acelui incident sau ce-o fi fost cu violul și cu... Am văzut niște oameni care au pus niște întrebări interesante, am avut un dialog foarte bun cu ei. Nu mi s-a părut că asist la un anfiteatru plin de inși care ridicau mâna și cu salutul nazist. Îi cunosc pe unii din ei de mai mult de 20 de ani. Foarte bine îi cunosc. Te referi la pe unii dintre care? Pe unii dintre cei de la aur. Așa. Așa. Sunt legionaroizi, nu în sensul că l-au citit pe Cioran, că l-au citit pe Eliade. În sensul brutal? Îmi place metafizica lui Nae Ionescu. În sens brutal? Doamne, iar belii pe aia mai închiși la culoare, iar belii pe aia mai roșcați, să nu le zic cum le zic ei, că le spun inadmisibil. Eu personal i-am văzut cu asemenea manifestări. Acum, sigur că da. De la a spune o chestie pe gură, eu știu că este cale lungă până la a și face, dar... Toate ideile astea pot fi foarte interesante atâta timp cât nu ies din cafenea sau din berărie și pun mâna pe pistol. Nu, vi se pare George Simion un personaj care ar putea mai târziu, în funcție de gradul de simpatie populară, să alunece pe zona unor gesturi mai violente? Nu, domnule, Coldea, dar a adunat dăștea pe lângă el. Deci din comportamentele lui, ce l-am urmărit și mai urmăresc, că sunt abonat la canalul lui YouTube, are o frână. În a nu fi considerat așa. Eu îl cunosc de când eram mic, dintre toți îl cunosc, mergeam cu el pe stadioane, am fost la meciuri, la Rapid, la Poli Timișoara, la Craiova. El cu cine ținea? El ținea cu Rapidul și cu Poli Timișoara. Și veneam cu el la meciuri. Erau înfrățite galeriile, da? Eu eram mai ușchit decât el. Am apreciat chestiile ce le-a făcut cu Basarabia, le-a făcut acolo. Adică, dar de aici al compara cu Zelea Codreanu, că nunta o semănat, că Fenixul o cântat acolo. Deci astea sunt niște ușchisme și niște fotograme puse așa de profesorașii ăia care dau linii de conduită democratică, așa trebuie să fie democrația. În sensul că tot ce nu e cu noi, sau vorba galeriei lui Poli, cine nu bea cu noi, bea împotriva noastră. Așa și aici. Dacă nu-i corect politic, bea împotriva. Eu, în locul lui George Simion, îmi asumam cum este Robert Fico în Slovacia. Deci omul ăla, pentru prostăvani, Robert Fico e omul rușilor. Omul a citit bine fereastra Overton. În momentul dai publicului mesajul care și-l dorește. Slovacii sunt împotriva ucrainenilor în proporție de 60%. Așa a făcut și Hitler. Le-a dat și se va întoarce, pentru că el are experiență de guvernare. 3 mandate de prim-ministru. Marius, aici. Marius, exact asta a făcut și Hitler. Nu, i-a anunțat pe nemți în Mein Kampf ce are de gând. Nu e așa. Că el a spus clar ce are de gând. Și cu evrei, și cu toată lumea. Să fie foarte limpede. Am publicat de nu știu câte ori extrase. Iar poporul german l-a votat, i-a votat puteri discreționare, știi foarte bine, în cadrul referendumului. Tu nu înțelegi, eu dacă aș fi în locul lui pe segmentul ăsta, cu predicatul mult mai clar. Bă, știi cine îmi spunea cineva ieri? Și asta până la urmă, stai puțin, un lider politic de ce face politică? Pentru a ajunge la putere, da? Există în politică la un moment, da, să știi, bă, asta este mirele, împiedică. Da, asta este. Dacă tu găsești ca politician calea de a ajunge la putere, spunând lucruri pe care publicul vrea să le audă și în felul acesta ducându-se la vot și votându-te pe tine, asta este. S-a mai întâmplat. Arată-mă altă metodă prin care se face politică. Unde se face politică? L-am avut și pe Corneliu Vadim Tudor, care spunea că pune mitraliere pe stadioane, Băsescu că bagă ardei roșu în fund nu știu cui. Păi eu m-am săturat de vagabonzi de ăștia. Te-ai fi săturat, dar până una alta... Dar așa se face politica. Așa se face politica de întotdeauna. Eu nu mai vreau să mai văd tot felul de zdrențe de-astea. Este... să numim altfel. Pol Pot. Dar ce vrei, din alea de domnișoare? O politică de domnișoare, de cabinet, de tabinet. Nu, domne, vreau bărbați de stat, nu vagabonzi. Și unde sunt aia? Pol Pot. Un student strălucit la Paris, domne. Ideile lor sunt interesante și noi când mergem la cafenea, la șpriț, dictatorul cambogian, povestim de... Cei mai mișto sunt ăștia din școala lui Soros, care sunt foarte atenți să fie corect. Ăsta e subiectul? Ăsta e subiectul? Deci împotriva oamenilor lui Soros trebuie să fii exact cu ei, cu lozinca. Niște decerebrații în oglindă în partea altă. Și atunci, iartă-mă, unde este până la urmă? Păi eu n-am voie să am și eu năzuințe. Extremele se atrag. Întotdeauna poli. Eu spuneam că eu... în 20 de ani o să avem niște politicieni care vor... Eu m-am săturat de vagabonzi. Păi vagabonzii au făcut carieră și au condus statele lumii. Votează-i tu, mă. Tablagini și nu premianți. Votează-i, mă, tu. Uite, mă, frate, mi-a plăcut țărăniștii. Dați-ne niște exemple. Dați public niște exemple ca să nu creadă că... Cu carte, intelectuali, interbelici. Altfel așa. Tu ai plecat la țărăniștii. Au fost și legionari la țărăniști și care e problema? Și ce dacă a fost? Păi și care e problema? Să-ți placă sănătos. Puneți etichetă că e legionar. Bun, pentru cine? Pentru publicul lui Mădălin nu cred că prinde chestia aia. Puneți la umeurile acolo. Unde e cu lozinca, dă-i cu lozinca, aur legionarist. Eu am sezizat această tentativă. Dar nu învață ăștia, mai puțin, știu. Am sezizat această tentativă în spațiul public a unora de a reuși să construiască și pentru România imaginea unei țări care, iată, are probleme, are probleme pe linia. Dar e minunat. Personal, n-am văzut încă niciun gest care să ne genereze o astfel de concluzie. În Parlamentul European, cu un scor cât mai mare, pentru că această Europa care ne-a frecat ridichea în anii 90, că ne purtăm urât cu țiganii, că îi persecutăm, că ne batem joc de ei, dom'le, nu vă imaginați după ce s-au lămurit cum se operează arestările în taberele de rom din toată lumea. Pe burtă și cu genunchiul pe ceafă. Să ajungă și ăștia în Parlamentul European. M-am plictisit să se uită. Poporul român este un popor extrem de tolerant. Se forțează cu punctajele alea ale lui Wiesel ca să se adune mai mulți bani. Dar unde ai văzut? Eu vin din Timișoara, păi era o plăcere, orice tânăr, dacă n-avea o prietenă evreică sau țigancă, nu a încercat în liceu. Păi era, ești nașpa dacă nu ai încercat. Am făcut un liceu în cartierul evresc. Liceul Matei Basarab. Românii nici nu sunt antisemiți, n-au nicio treabă cu antisemiți. În acest moment... Deci cineva încearcă să inducă aceste trăiri. Românii, de exemplu, nu sunt proruși. Mai puțin. Despre ce vorbești? Mai puțin, Mirel. Românii nu sunt proruși în acest moment, așa că toate tâmpenile astea, toate ștampirele astea de tip pro-Putin, proruși și așa mai departe, sunt niște imbecilități. Din punctul meu de vedere... Nu sunt proruși românii, dar încep să se sature și încep să aibă, părerea mea, o tentație pentru un regim de tip autoritar. Din cauza sistemului care este varză, și a modului în care democrația românească, originală sau nu, cum spunea Ion Iliescu, a reușit să prăbușească orice fel de încredere într-o construcție genul ăsta, românii se îndreaptă din ce în ce mai aspirațional, da, dacă, așa, spre o figură, un tătuc adevărat, da, care să fie puțin mai inteligent decât Ceaușescu eventual și care să conducă autoritar ca președinte și prim-ministru această țară. Păi, mă, prietene, locul în Parlament, că asta e, de fapt, spaima multora. Locul în Parlament pe care îl ocupa savantul în drept penal Neagu a fost luat de Simion. Despre asta e vorba. Oamenii cu carte, oamenii cu echilibru, să ne aducem aminte de Bolca și de la toate părțile, la Partidul România Mare. Știa drept constituțional să juca. Dom'le, au plecat savanția din Parlament care a zis, bă, dar există savanți acum, compari pe Ciolacu cu Adrian Năstase? Nu mă desprește, toți vorbesc. Totul s-a decrepit. Toată societatea s-a decrepit. Așa este, sigur că ajunge să în locul lui Neagu l-avem pe ăsta. La revedere! Bă, dacă poate, asta vrem. Dar știi care e problema? Bă, că nu e unul ăsta care are 4 clase, că acum nu că mă faci să sar în apărarea lui Simion în chestiunea respectivă. A făcut, da? Absolvent de universitate, nu? E absolvent de universitate, a făcut un liceu, cel mai respectabil liceu din București, anume liceul Lazar, da? Când spui, sunt unii care și acum merge pe stradă, nu contează ce facultate au fost, dar când spun că sunt absolvenți de Lazar, uite, duc mâna la inimioară și zic, bă, ce dacă? Păi, dar te uiți la el, îl auzi cum vorbește, are un fond lexical de 200 de cuvinte, păi putea să facă și Iton. Dacă folosește 200 de cuvinte. Am 4 ani în Parlament, măi, Mirele, mă. Erau din aia care scriu jnițel, mă, cu J, înțelegi? Da, mă, dar măcar... Am și acum să-mi vezi, eu am o condiție, ți le arăt o dată. Da, mă, dar măcar nu făcut de mesaje, de la ăștia care scriu iau de pisică, înțelegi? Care acum se întâmplă ăștia măcar nu făcut telefonul după fumători până veci. Iartă, deci noi avem în momentul de față în Parlament, în clasă, în zona politică din România, avem niște inși care cu greu, pe vremuri, da, ar fi prins... De acord cu tine, mă. E o clasă politică lovită la temelie. Ar fi prins o notă bună. Asta este problema României. George Simion și Aur... Nu, cred că există spaima celor de la putere. Unei părți a sistemului de... Provocați discuții despre Aur. Crește cota aurului fantastic. Foarte bine. Da. Dar n-am nimic împotrivă. Păi ce, o să tac acum ca să ce? Eu spun ce cred, eu n-am strategii. Adică ridicați mintile electorale. Spun, tac din gură să nu-l umflu pe ala. Păi eu sunt ziarist ca să tac sau ca să vorbesc? Nu, mă, nu-i vorba. Bă, dar ce propunere ai, mă? Mai ai? Da. Ok. Ziceai ceva sau trecem la subiect? Nu, mai hai să trecem la alt subiect. Iată ce zic. Eu spun atâta. Discuția democrație versus dictatură începe să prindă un culoar interesant. Fii atent aici, da. Faptul că există George Simion, Aur, ce provoacă toată chestia asta, ar trebui să fie pentru cealaltă partide, nu semnal de alarmă, asta e o chestie fumată. Înțelegi? Factor mobilizator. Nu. Ar trebui să se trezească și să spună, bă, stai mă puțin, noi cu ce ieșim, mă? Noi de ce nu creăm, mă, un pic de emoție? Bă, tu îți dai seama că de la PNL singura emoție creată de PSD în ultima perioadă e asta legată de jocurile de noroc. Nu, și de măsurile fiscale care percepute. Bă, este o relaxare. Voi l-ați auzit, pe că m-am enervat. Da, mă, să înceapă să se simtă efectele, că deocamdată... Cum a fost, mă, povestea asta? A zis Ciolacu aici așa. Dăm repede de tot prin asumare de răspundere guvernamentală acest pachet de legi, pentru că bugetul e în... terminat, ca să nu zic așa, e nenorocire curată și repede ne trebuie asumare guvernamentală. Și acum l-am auzit ieri pe domnul Ciolacu spunând relaxat că nu are nicio problemă, că onor Curtea Constituțională o să analizeze acest pachet de legi taman hăt până octombrie, da? Vreo 3 săptămâni distanță. Că oricum majoritatea dintre ele intră în vigoare la începutul anului viitor, prin urmare nu e nicio grabă, înțelege nevoia judecătorilor constituționali de a se apleca cu atenția asupra acestui pachet de legi. Păi nu ne-ai spus, prietene, că s-a terminat șmecheria, că e urgență mare, că de-aia e asumare guvernamentală, că dacă le mai lăsa puțin în dezbatere publică, ba chiar în dezbaterea Parlamentului, deci nu pe repede înainte prin asumare guvernamentală, da? De răspundere guvernamentală, poate ieșea un pachet de legi mai bun, ceva mai nuanțat. Păi asta nu l-a lăsat neamțul să vorbească în emisiunea altă. Mă, că tac, mă! A spus câtă ipocrizie din partea băieților ăstora, mă, care ne conduc în momentul de față, deci, cu Ciolacu în frunte. Deci, Băsescu a făcut o chestie. L-a inspirat pe Ciolacu, n-am luat decizia asta. Nu, frate, a consacrat un model. Bă, spui orice, important e să scuipi 360 de grade de jur împrejur. Doamne, toți îl urmează, tată. S-a terminat șmecheria, sunt șantajat. Nu mai ce se aminte de Băsescu când transmitea mesaje generalul Bogdan. Vezi că te beresc. Până nu plânge și până nu lăcrimează puțin Ciolacu, nu. Da, nu poate fi comod. Totuși, una dintre cele mai tari faze de televiziune pe care le-am trăit a fost legată de, evident, intervenția lui Traian Băsescu într-o emisiune și nu mi-aduc aminte cine era de la PSD prezent în platou și ăla de la PSD face o greșeală cumplită. Eram sigur că va urma un răspuns zdrobitor. Și l-a întrebat pe Traian Băsescu, care abar n-am care era subiectul. Domnul președinte, am față de bou? Da. Și crezi că a răspuns Băsescu? Da. Da, domnule, a răspuns față de bou. Normal. N-am cum să uit asta și indiferent ce raporturi am avut și relații, deci a fost unul dintre momentele teribile. Altfel, cum... Dar îți dai seama că tupeu. Da. Unul cu meclanul Băsescu să vorbească despre fața cuiva. Da. Bine, ăla a servit-o. Ce vrei acum? Ăla a fost fraier. Era răpitor. Era piran, era înainte să ajungă președinte, era primar de București și ăsta i-a lansat-o la firă. Așa cum l-am avut, îl mai țineți minte pe Nahorniac? Da, cine a putea să-l uite? Bă, era mega personaj și povestea cum se întâlnea cu toate somitățile, cum îl trimiteau la whisky, Jacques Chirac, Helmut Kohl, cum vorbea cu toți americanii, se bătea pe burtă, era prezent, avea vreo 50 de acreditări la toate conferințele internaționale și l-am luat pe Nahorniac într-o seară și îmi spunea că i-au pus ăștia la PSD pătura pe cap și i-au smuls dinții, că nu mai avea dinții în gură. Da. Și mă sună Băsescu și zice, bă, Mădălin, ăsta s-a întâlnit cu mai mult șef de stat decât s-a întâlnit Adrian Năstase. Deci era ceva, mă, poveste. Oamenii le dau cu lacrimi, tremurau ăștia cu camerele. Deci oricum am avut o perioadă în care ca moderator am prins niște vremuri. Acum e deja... Prătianu Cartof, din ce în ce mai trist, din punct de vedere al personajelor. Mă duc la domnul Ghilezan. George Simion curtează pe doamna Șoșoacă. Acum, vi se pare interesant subiectul sau trecem și peste asta rapid? Mai poate eu un subiect de interes. Se reface lanțul de iubire? Nu știu, n-aș crede, pentru că doamna Șoșoacă am întâlnit-o foarte des în studiourile unei televiziuni și ca om din familie medicală i-am recomandat mai multă prudență și mai multă aplecare spre self-esteem-ul, debordantul, să zice, nu pot să mă opresc din ambalaj. Pastile. Din ambalare. Nu pot să mă opresc. Zice, nu m-ați cunoscut înainte eram altfel. Și nu cred că se vor putea, sigur că electoral eu abia aștept să-i văd iar combinații. Mai bine. Sigur, visul de aur al puterii actuale este ca toate cele 87 de partide făcute de toate structurile informative este colecția aia de multe partide, astfel încât George Simion să nu joace finala. Mă, asta e durerea de vreo 3 luni de zile prin arcul guvernamental. Ce să facem? Cum să-l plimbăm iepurii? Pe cine să aruncăm în față ca George să nu joace finala? Bă, bărbătește dacă în finală vă puteți imagina George Simion, Marcel Ciolacu. Cine e câștigătorul? Personal, cred că domnul Ciolacu avea probleme să intre. Dom'le, nu, acest bazin... Să intre în turul 2 dacă intre domnul John. Bazin, hai să mă exprim foarte elegant, acest bazin naivo-nervos e bazinul electoral pe care l-am identificat și la Corneliu Vadim Tudor. Nu. Adică 20, 22, 24 e cu totul. Ce să fie, bă, cu totul altceva? Nu. Hai, mă, hormonul e același de-a lungul istoriei. Există în momentul de față un frison în societatea românească. Care? Și este ăla al nervilor teribil pe care îi iau mulți dintre votați PNL, PSD, ba chiar și USR în legătură cu aceste structuri politice și care se vor duce la vot să spună votez aur și George Simion de-al dracu. Uite, de-al dracu, băi, mai e același frișeu. E frisonul din 2000 când a dispărut PNCD-ul. Atunci aveam de-același lucru. Observația ta e corectă, exceptând faptul că trăim niște vremuri în curent internațional. Războiul de la graniță, nervii, diferențe de nuanță, nu de culoare. Bazinul e același. Se întâmplă lucruri în toată Europa. Cineva spunea că ne apropiem de vremea în care apare un nou Hitler. Bazinul alcătuit din foștii aparatnici ai PCR-ului, da, așa, erau comuniștii aia, sulfuroși, puturoși la un moment dat, care încă îl mai iubeau pe Ceaușescu, oftau după Codan. Acum vorbim despre cu totul și cu totul altceva. E un electorat în mare măsură tânăr, este un electorat aflat în diaspora în mare majoritate. Deci diaspora am fost... Sigur, care au trecut de la USR la AUR. Nu știu dacă neapărat despre asta este vorba. Care au, cum să spun, sunt aia, plecați, au 10 clase, 4 clase, asta este, sau nu știu ce, dar vor să voteze și ei, vor să se implice. Li se pare că se regăsesc mult mai bine în ceea ce spune George Simion decât în ceea ce spun Ciolacu, Ciucă sau Drulă, da? Sau Cioloș, da? Asta este. Pe Cioloș e 0. Asta e. Are 4% în sondaj. Are 4. Deci e un electorat care nu are legătură cu partea comunistă, cu nu știu ce. Da, dar e un electorat care vrea acțiune. Și un electorat care, atenție, ține legătura cu țara. Întreb și eu. Băi, electoratul de afară ține legătura cu țara prin mijloacele astea moderne, de tip rețele de socializare, cu tare, TikTok-uri, MikTok-uri și nu știu ce. Electoratul ăla, da, care ține legătura, unde, când dă pe TikTok, nu-l găsește pe Ciolacu sau pe Ciucă, spunând ceva sau făcând ceva. Îi găsește pe George Simion, pe Șoșoacă, pe ăștia îi găsește. Pe rețele de socializare PNL-PSD nu există. Voi înțelegeți că nu există? Nu există. Dacă te uiți acolo, nu există nicio secvență amuzantă, nu nicio secvență... E un mișto teribil. Adevărul că dacă nu aveai pe Diana Șoșoacă în Parlament, acum era Valea Plângerii. Nu aveai un personaj de ăsta găsit sau George Simion. Ca și să râdem cu partea presei. Bă, dar de ce să trebuiască să ai așa ceva, mă? Dar e mai bine cu Alfred Simion, dacă trece pe aici, nu știm dacă știm cine e omul. Eu nu știu. Bă, dacă lui Ghilezan îi spui că nu-ți place Al Pacino, zice, dar îți place de Benny Hill? Păi, dar sunt diferențe. Bă, pe cuvântul meu, tata, ești puternic de tot. Bă, tine crescutul ăla de găini te-a... Băi, atâta timp cât am stat și am copilărit pe stadioane. Și l-am cunoscut pe George Simion pe stadioane. Pe Marcel Ciolacu nu l-am cunoscut. Bă, dar nu toți am copilărit pe stadioane. 20 de ani. Nu toți am copilărit, ce mișcări. Poți să citesc mișcările. Dar lui Marcel Ciolacu ce-i citesc? Bă, dar unii n-am copilărit, mă, pe stadioane, la pește și la alte de-astea. Nu toată lumea o stat în cabinetele de lux. N-ai fost cu fotbal. Nu toată lumea. A fost la firul ierbii. Noi am avut fotbal la Râmnicu Vâlcea până în 84, că după aia retrograda Timia, nu n-am mai avut fotbal, s-a ales praf. Sau 86, nu mai știu când are. Iar în ultima, când era George pe stadioane, Fecearge și era... Că tot nu se uită, dom'le, tot cu... Pe cuvântul Ghilezan e ca nevastă mea, că tot nu se uită la televizor care trebuie, nu pot să zic. Și dom'le, mă întreabă, își cumpără câte o fustă, așa, zic, îmi stă bine, mă uit și îi răspund sincer, stă foarte bine. Dar ce-mi pantalon, îmi stă rău? Cum o dai, e rău. Da, și cu Ghilezan devenim ambigui. Dar nu știu, povestea asta... Dacă lui îi place Ciolacu și eu în finală o să-i dau 5 mesaje în direct, că nu mi-e greu să stau la casă și să-i dau 5 mesaje. Dau și lui Ciolacu 5 și George le va spune pe alea 5. Pe când Ciolacu nu va ajunge să citească. Păi să fie sănătos, mă! Păi n-are forță de reacție. Eu am început, până la asistă, băieții. Eu am început prin a spune că omul își trage cartușe. Da, între Ciolacu și Simion, cine câștigă finala? Între cei doi. Eu cred că Ciolacu. Bună. Cu ce? Eu cred că Ciolacu. Cu ce? Cu echilibru majoritar, cu echilibru psihic al majorității românilor. Așa cum în 2000 echilibrul ăsta psihic al românilor a determinat o masă critică care... Atenție, George Simion nu mai țipă de mult. L-a dus la Cotroceni pe Ion Iliescu, nu pe Corneliu Vadim Tudor, care vrea să pună mitraliere pe stadioane. Da, bă, dar uite, să spun o chestie. Uite, astăzi am primit o invitație, spre exemplu, apropo de ce se întâmplă de partide și asta. Nu știu acum, o să mă duc, mă rog. Vineri, ăștia de la AUR, de exemplu, organizează o dezbatere despre CNA. Consiliul Național Audiovizual. Bă, niciodată, n-am văzut până în ultimii ani, de exemplu, un partid ca PSD-ul, ca PNL-ul, chiar ca USR-ul, să organizeze niște dezbateri la un moment dat nișate pe niște probleme care frământă o parte sau părți ale societății române. Bă, cine dracu frământă pe CNA-ul? Trei ziariști. Stai, mă puțin, că nu e vorba noastră. CNA-ul are momentul de față, dacă și prea bine știe asta, și competențe pe față online. Da. Ori aia e o poveste care frământă. Da, știi ce frământați? Ce mai multă. Da, adică pe român nu-i frământă facturile la gaze care îi bagă sub pat. Nu-i frământă litrul de benzină. Bă, asta e frământ CNA-ul. Da, mă, e frământă. Păi cine e CNA-ul? Păi dacă, de exemplu, vorbeam mai devreme de jocurile de noroc, dragă mie. Tot ce face, și dacă frământă o pâine, pentru Mirel Curea, e rău frământat asta. Da. Băi, frate, ia puse eticheta, domne, nu se poate, nu poate gusta, tot e... Mie nu-mi plac mitocanita, da. Nu-mi placă șoșocii. Nu-mi plac. Ce să fac? O grupare de golani? Da. Partidul ăsta? Da, siniștrii. Îi cunosc pe unii foarte importanți. N-are rost să le dau numele, că e urât. E foarte urât să le dau. Băi, au scos reviste legionare. Și mi explicau mie, venim la putere și îi belim pe jigodile astea. Când în ce an? 1990. În 1990, nu? Băi, nu vă mai dați cu presupusul. Care 90? Când au scos reviste legionare? Până acum câțiva ani. Pe cum acum câțiva ani? Că au făcut Crin Antonescu legionară în 2014. Bă, dar vreți să nu mai insistați? Am spus că o să vă spun în pauză. Da, 90, 90. Hai, mă! Cum? Reviste legionare. Eu cumpăram dreptatea numai pentru ce scria acolo. Organ de luptă împotriva comunismului. Și am cunoscut o grămadă de legionari și în America și în Franța, de maximă condiție intelectuală și publică. Eu am citit tot ce am prins de Nae Ionescu, de gânditorii interbelici de dreapta. Da, mă, dar eu după ce citesc, nu ies cu parul din casă. Păi stai puțin, dar și cine a ieșit cu parul? Pentru că am zis aici, sunt trei generații în mișcarea legionară. Nu garda de fier, totul se extrapolează la garda de fier. Principiile mișcării au fost creștine, să nu uităm, cu ajutorul oamenilor și așa mai departe. Păi nu-i corect politic să vorbim despre mișcarea. Au plecat de la principii creștine. Au plecat de la principii creștine și au pus mâna pe pistol. Nu în primii ani și nu ei. Trecând peste discuția asta, trebuie să intrăm în pauză. Trecând peste discuția asta, există despre inchiziție. O radicalizare, există o radicalizare a unei părți a societății românești în acest moment împotriva sistemului. Că nu, românul nu are vocația asta, cu excepția momentului mișcării legionare. Punerii mâna pe armă, pe topoare, pe furci de cărare ori în istorie, asta e altceva. Dar nu exclus și sistemul probabil percepe o nemulțumire generală și o neîncredere completă în toate deciziile mizerabile care ne-au adus în pragul falimentului. Și atunci înțeleg preocupările unei părți din sistem și tentativa de a căuta niște ștampile pentru a... Bă, aici, mai mult ca oricând, crește un simt. Dau scris, uite, să noteze, asta spun. Crește sentimentul de enervare teribilă în legătură cu Ucraina. Atenție! Exact. Deci, și cu asta. Și în Slovacia s-a văzut. Atenție! În România crește în momentul de față. Lumea a început să enerveze. Sunt oameni care încep să spună, bă, dar ne-am săturat de ăsta, dar ne-am săturat de Zelensky, dar ne-am săturat de... Apropo de Zelensky, Elon Musk nu trece săptămâna fără să se ia de cineva. Ia venit rândul lui Zelensky, vorbim după pauză. Vorbim și despre roboți. Nu știu dacă vă plăcea tema, dar începe producția de serie a roboților. E pe bune. Ne revedem în câteva momente, rămâneți alături de noi.